Nunta din Cana. Azi nu este nuntă. Dar cuvântul lui Dumnezeu să ne atingă inimile. Spune, acest început al semnelor l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. Hai prin această abordare așa să ne uităm. Începutul semnelor. Primul semn. Primul semn făcut de Iisus a fost la nunta din Cana. Ce înseamnă semn? Dacă ne gândim, fiecare semn are un mesaj. Arată ceva. Semnele de circulație. Mulți nu țin cont de semnele de circulație, mai ales la atenție tren. Mereu auzim, un tren a lovit o mașină, mașina n-a fost atentă, a intrat. Una din cele mai neglijate semne de circulație, atenție tren. Mai este semnul atenție animale. Mai ales pe drumul ăsta, Oradea, Salonta. Chiar un membru al bisericii noastre vrea să meargă la examen la Arad și a lovit un mistreț. Nu s-a mai dus la examen. Atenție, animale. Deci, dragii mei, semnele astea arată ceva. Semnele de sănătate arată ceva. Dacă ai glicemia 400, ce arată? Pericol imens. Pericol imens. Dacă ai hipertensiune 200, iar semne, arată ceva aceste semne. Unii nu țin cont, nu mă interesează semnele. Semnele militare arată ceva. Iranul a anunțat că vrea să pedepsească Israelul și s-au pregătit, îi așteptau. Acest semn este un semn spiritual și arată ceva. Și să ne uităm la patru lucruri pe care le arată primul semn. Iisus a făcut multe semne, 7 sunt în Evanghelia după Ioan. Fiecare semn e un semn spiritual și arată ceva. Primul lucru pe care îl arată, primul semn arată interesul lui Iisus pentru familie. De fapt, prin acest semn, Hristos a ajutat o familie să nu se facă de râs. Hristos are interes pentru familie. Dumnezeu să binecuvânteze fiecare familie. Interesul lui față de familie. În al doilea rând, primul semn arată interesul lui Iisus față de ucenici. Acolo, la Cana, ucenicii au crezut în El, au văzut slava Lui. Iisus este interesat de ucenicii Lui. Ce înseamnă să fii ucenic? În al treilea rând, primul semn arată un lucru neobișnuit. Arată importanța ascultării de Iisus. Dacă n-ar fi ascultat de Iisus, slugile, nu s-ar fi întâmplat semnul. Importanța ascultării de Iisus. La schimbarea de față, știți ce a zis o voce din cer? De El să ascultați. Asta cam neglijăm în viața noastră, importanța ascultării de Iisus. Și în al patrulea rând, un lucru neobișnuit, primul semn arată importanța mijlocirii pentru oameni. Pentru că Maria a venit și a pus problema. Maria a zis slugilor, ascultați de Iisus. Maria a mijlocit pentru... Dacă Maria nu mijlocea, iar nu se întâmpla nimic, vedeți? Patru lucruri pe care le arată acest semn. Haideți să luăm primul lucru. Primul semn. Este titlul mesajului, primul semn. Primul semn arată interesul lui Iisus față de familie. De fapt, Hristos a salvat această familie de la rușine. Oare, familia cum este văzută în Noul Testament? Și așa să vedem imaginea aceasta a familiei Noul Testament. Să avem și noi acest interes pentru familie. Dacă Iisus are interes pentru familie, să avem și noi interes pentru familie. În 1 Petru 3:7 ni se spun lucruri foarte interesante pentru bărbați. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Vedeți? Cu înțelepciune. Și ar trebui bărbații să ceară o înțelepciune permanentă. Doamne, dă-ne înțelepciune. Că e în scădere la unii, știi?
Dă-ne înțelepciune să ne purtăm cu înțelepciune. Apoi, dă-mi cinste femeii ca unui vas mai slab. Cinste. Cinstea se vede în vorbire, cum vorbești cu soția. Soția nu are voie să fie jignită. Aia nu-i cinste. Interesul pentru familie trebuie să fie raportat la modul cum ne cere Sfânta Scriptură să ne purtăm în familie. Dă-mi cinste femeii ca unui vas la slab, ca unele care vă moștenim împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dragii mei, e un mare pericol ca rugăciunile noastre să fie împiedicate dacă nu ne purtăm cum trebuie în familie. Petru nu spune așa gratuit lucrurile. Dacă nu te porți cu înțelepciune cu soția, dacă nu dai cinste, rugăciunile tale sunt împiedicate, sunt blocate. Poți să urli cât vrei. Poți să urli cât vrei. Ce, uită-te în cuvântul lui Dumnezeu. Împlinește. De ce nu dai cinste femeii ca unui vas slab? De ce nu ai înțelepciune în modul cum te porți? Eu cred că ce spune cuvântul lui da și amin. Ce rugăciunile voastre vor fi împiedicate. Foarte puțin țin cont de asta. Am predicat odată la Betel să nu fii violent în familie, să nu-ți bați soția. În curte m-a așteptat un frate, Domnul să-l binecuvânteze. Și de ce ai predicat așa? Că eu îmi bat nevasta. Acum nu mai am voie să bat și nu o să mai ascultă. Stai liniște, frate. Rugăciunile tale sunt împiedicate. Ar fi bine să ne analizăm, bărbații. Oare nu cumva rugăciunile mele sunt împiedicate, fiindcă nu mă port cum trebuie în familie? Domnul să aibă milă de noi. Frații mei, nu eu spun, cuvântul spune. Nu-s de la mine. Nu eu le-am scris, n-am scris eu, Petru, că rugăciunile să fie împiedicate. Și noi trebuie să ne supunem la această cerință. Familia după modelul biblic este ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Familia biblică este un bărbat și o femeie. Nu spune un bărbat și două femei. Nu spune un bărbat și un bărbat, o femeie și o femeie. Ci un bărbat și o femeie. Oare care este modelul apostolic al familiei? Efeseni 5, cu 22 la 33, vedem acest model apostolic. Cum trebuie să funcționeze o familie. Dacă Iisus arată interes pentru familie, să arătăm și noi interes pentru familia, dar din perspectivă biblică, nu luăm modelul Hollywood, nu luăm modelul lumesc pentru familie, ci luăm modelul apostolic pentru familie. Modelul învățat de apostoli. Biserica primară stăruia în învățătura apostolică. Modelul lumesc e diferit, să știți. Modelul lumesc se îndepărtat foarte tare de modelul apostolic. Să vedem cum este prezentat în Efeseni în acest model. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Comparația asta. Să te supui cum te-ai supune Domnului. Modelul lumesc nu spune așa ceva. Nu spune să te supui cum te-ai supune Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele fie supuse bărbaților în toate lucrurile. E modelul apostolic. Deci că în toate lucrurile, în toate, nu 75%. 10% nu mă interesează ce zice bărbatul. Să știți că mai ușor să te supui decât ce urmează. Să știți că mai ușoară cerința pentru femei decât pentru bărbați. E mai greu pentru bărbați. Cerința apostolică e mai grea. Să vedem de ce e mai greu. Bărbaților, iubiți-o nevestele cum a iubit și Hristos biserică. Adică să iubești cum a iubit Hristos. Dragii mei, nu e ușor. Deci e mai grea cerința pentru bărbați ca pentru femei. Să iubești bărbații, iubiți-o nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Hristos a iubit biserica prin jertfă. A iubi înseamnă să asculți și opinia celuilalt, chiar dacă e tu decizia.
Iubirea nu pune pumnul în gură, cum pun unii bărbați pumnul în gură la neveste. Taci, eu comand. He? Acolo nu scrie doar supune, scrie și iubire. Și dacă iubești, asculți vocea celuilalt. Chiar dacă tu decizi, înțelegeți? Noi trebuie să funcționăm după modelul apostolic. Interesul lui Iisus pentru familie sărată în Cana. Iisus a oprit rușinea familiei. Iisus a oprit necazul în familie, că era ziua necazului pentru ei. Era o rușine extraordinară pentru familia de evrei, ca nunta să nu iasă bine. Mirele ar fi fost acuzat. În primul rând, mirele. Acuzat din partea familiei miresei. N-ai fost neputincios, n-ai avut grijă, nu ai purtat. Și Iisus a arătat interes pentru familie. Eu apăr familia din Cana. Eu intervin. Dumnezeu se intervine în familia noastră. Iisus vrea să funcționeze bine familia. De fapt, Iisus asta a făcut, să funcționeze bine familia din Cana. Și continuă versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupul lor. Cine își iubește nevastă, se iubește pe sine. Căci nimeni nu își arăt vreodată trupului, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. 33. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Nu o frică din asta, wow. Nu lasă să revenim, nu o frică patologică. Este ideea de respect, așa interpretăm. Să se teamă, adică să dea respect. Să ne uităm și la altă referință biblică care prezintă modelul apostolic, Coloseni 3:18-21. Noi după Scriptură ne luăm, nu după lume, nu după modul cum lumea vede lucrurile acestea, ci după cum vede Scriptura lucrurile acestea. Coloseni 3:18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul, cum se cuvine în Domnul. Adică se cuvine un mod de a te raporta. Să te raportezi la bărbat cum te raporta la Domnul Iisus. Și spune 19. Bărbaților, iubiți nevestele și nu țineți necaz pe ele. Asta nu spune în Efeseni. Cum adică să nu ții necaz pe ea? Un lider religios din altă confesiune, nu-i dau numele, așa de tare s-a certat cu nevasta și o ținut necaz că au zis că nu mai vorbesc unul cu altul. Nu au vorbit. Luni de zile nu au vorbit, doar în scris. Nu știu pe ce spune. Nu țineți necaz pe ele. Dragii mei, cuvântul ăsta este de la Duhul Sfânt. Bărbaților, nu țineți necaz pe soții. Că mi-a greșit. Și-a greșit, dar nu ține necaz pe ea. Există un orgoliu masculin atât de tare la unii că țin necaz ani de zile pe soție. Ani de zile. Ani de zile și 5 ani repetă non-stop unde a greșit soția. Repetă de sute de ori greșeala. Dragii mei, asta înseamnă că nu respecti cuvântul care zice nu țineți necaz pe ele. Dar modelul apostolic include și copiii. Versetul 20, Coloseni 3. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Deci Domnului place dacă copiii ascultă. Este un cântec pe care îl cântă copiii. Ascultare e calea către rai. Modelul apostolic, vedeți? În modelul apostolic este multă ascultare și multă iubire. Dacă ar fi să reduc la două cuvinte, este ascultare și iubire. Climat de iubire și climat de ascultare. Nu-i climat de aroganță, nu-i climat de răzvrătire, nu-i climat de neascultare. Acesta, modelul apostolic. Și mai este un îndemn pentru părinți. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Tu poți să întărăți pe copiii tăi prin vorbe care n-au rost. Din tine nu se iasă nimic bun. L-ai întărătat. Tu practic îl planifici. Îi sădești ideea insuccesului în viață. Să nu rostești cuvinte negative. Nu-l întărăta la mânie. Că și părinții pot să întărâte la mânie. Pentru că ce se întâmplă dacă îl întărâți la mânie, își vor pierde nădejdea, speranța în viitor. Am mai auzit expresii din astea care nu sunt după voia Domnului. Eu te-am făcut, eu te omor. Mă, și ai noștri mai spun. Dragii mei, hai să nu întărătăm la mânie. Că noi știi ce facem? Blocăm speranța pentru ei, ucidem speranța în ei prin întărătarea la mânie. Acesta este un model apostolic de funcționare a familiei și Iisus a arătat interes pentru familie. Trebuie să arătăm și noi acest interes după voia lui Dumnezeu. Michel de Montaigne spunea,
Nu e deloc mai ușor să conduci o familie decât să conduci o țară întreagă. Nu e ușor să conduci o familie. Dar trebuie să conduci familia cu iubire și cu Hristos. Dumnezeu să dea lucrul acesta. Familia trebuie să fie supunere și respect. Nu să fie întărătare la mânie, dar nici să nu ții necaz pe soția ta. Dacă sunt aici persoane care țin necaz, întrebați pe Domnul, Doamne, luminează-mă, ce necaz am eu pe soție? Poate ai un necaz tăcut, un necaz tăcut despre care nu vorbești cu nimeni, dar e necazul tău și din cauza asta relația s-a răcit, pentru că tu ții necaz în inima ta. Te-a jignit cu cineva, te-a supărat. Mai bine discutați și rezolvați problema decât să ții necaz. Pentru că dacă tu ții necaz, copiii vor simți. Copiii vor crește în acest climat de necaz. Nu doar ție îți faci rău, faci rău și copiilor tăi. Lucrarea de consiliere pastorală e foarte importantă. Petrec mult timp atât la nivel de tineret, cât și familii. Și observ că asta e o mare problemă la bărbați. Țin necaz pe soții. Adică, logic, au dreptate, au greșit soțiile, dar țin necaz, nu iartă, nu rezolvă problemele. Familia se răcește, se distanțează, câteodată e un prag de divorț. Ar trebui subiectul acesta să fie un subiect de rugăciune pentru bărbați. Doamne, ajută-mă să nu țin necaz pe soție. Ajută-mă, Doamne. Să știți că asta e o problemă în familiile de credincioși. Da, tu ai dreptate, logic, ți-a greșit, a vorbit ce nu trebuia și ții necaz cu ani. În loc să rezolvi, în loc să dai iertare, în loc să ceri îndreptare, ții necaz. Dar ții tăcut, ea să nu știe motivul. Și când te întreabă, de ce e supărat pe mine? Nu zic. Ți-am greșit cu ceva? Nu zic. Ei, nu zici. Pentru că ții necaz. Dragii mei, Iisus a arătat interes pentru familie. Iisus iubește familia. Iisus luptă pentru familie. Să arătăm și noi un interes pentru familie, dar după modelul biblic, spunea Desmond Tutu, un episcop din Africa, nu îți alegi familia. Ea este cadoul lui Dumnezeu pentru tine. Cred din toată inima, familia este cadoul lui Dumnezeu pentru noi. Doamne, mulțumim pentru acest cadou. Slăvit să fie numele Tău! Primul semn arată interesul lui Iisus pentru familie. În al doilea rând, primul semn arată interesul lui Iisus pentru ucenici. Spune cuvântul lui Dumnezeu din textul citit în felul următor. Acest început al semnului lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Ce efect a avut primul semn? Credința ucenicilor. Iisus e interesat de ucenici. Noi știm că Domnul dorește să fim ucenicii Lui. Viața de creștin trebuie să fie o viață de ucenic. Ucenic înseamnă că ai un învățător. Iisus este învățătorul nostru. Și noi ne luăm după El. Noi îl observăm pe El. Noi vrem să fim transformați de El. La nunta din Cana se vede acest interes pentru ucenici. În Luca 14:26 și în continuare, ni se prezintă cerințele unui ucenic. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mama sa, pe nevastă sau pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, pe care însă și viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Hai să interpretăm corect. Ură nu în sensul că nu ai voie să-ți iubești părinții și rudenile, ci în sensul în care să nu fie ei pe primul loc, înțelegi? Să fie Iisus pe primul loc. Un ucenic nu poate lăsa rudenile să fie pe primul loc. Că mai întreb pe câte de ce nu te pocăiești? Eu au zis părinții că să nu mă pocăiesc și ascult de părinți. Și mai vine și cu versetul biblic. Ascultați de părinți. Dragii mei, noi trebuie să ascultăm doar în linia voiei lui Dumnezeu. Iisus spune, pe mine să mă pui pe primul loc. Un ucenic pune pe Iisus pe primul loc, nu rudenile. Continuă prezentarea din Luca. Și oricine nu-și poartă crucea și nu, după mine nu poate fi ucenicul meu.
să-ți porți crucea. Adică crucea înseamnă durere. Fiți rog foarte atenți. Când pui pe Iisus pe primul loc în viața ta, posibil să intervină dureri noi, dureri pe care nu le-ai mai avut. Durerea în care vei fi vorbit de rău, vei fi marginalizat pentru Iisus. A-ți lua crucea înseamnă să-ți porți durerea, dar pentru Iisus, nu crucea că ai făcut o prostie și suferi. Nu la asta se referă aici. Iisus se referă la crucea pe care o porți pentru Iisus. Nu poți să fii ucenicul lui Iisus. Și Iisus spune, versetul 33, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapără de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Să te lepezi de tot. Adică să nu lași nimic pe primul loc în viața ta. Nici o persoană, nici un lucru. Înțelegi? Un ucenic pune pe Hristos pe primul loc în viața lui. Nu pune rudenii, nu pune persoane dragi, nu pune prieteni, nu pune lucruri materiale, ci pune pe Iisus și își poartă durerea. Deci prioritate și durere, asta ar însemna ucenicie. Să fie Iisus prioritate în viața ta și pentru această prioritate să suporți durerea. Suntem chemați să fim ucenicii lui Iisus. Știți că în primii ani în bisericii primare nu se numeau creștini. La Rusalii nu s-au numit creștini, citiți în Scriptură, după Rusalii, tot ucenicii, ucenicii, ucenicii. Doar în Antiohia din Siria au început să fie numiți creștini. Ei erau numiți ucenici, ucenicii al lui Iisus. Iisus arată interes pentru ucenici. Iisus și-a arătat slava sa ucenicilor. Ucenicii au crezut în El. Deci acest semn, primul semn, a fost un semn și pentru ucenici. Și Domnul vrea ca noi să fim ucenicii Lui. Ești un ucenic al lui Iisus? Poate vei întreba, dar care e semnul uceniciei? Prin ce se deosebesc? Adică acest semn, să știți că nu poate fi falsificat de Satan. Deci Satan nu poate falsifica acest semn. Multe semne le poate falsifica. În Ioan 13 cu 35 ni se spune care este semnul uceniciei. Falsificarea, observ destul de repede, poate să se prefacă, dar prefăcătoria asta se descoperă. Haideți să vedem semnul uceniciei. Ioan 13 cu 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Deci dragostea este semnul ucenicilor, semnul uceniciei. Satana poate cu prefăcătorie, știi, să te facă, dar se descoperă repede prefăcătoria, că n-ai iubire autentică. Deci semnul de ucenic este dragostea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că din pricina fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Deci acest semn se va atenua. Noi trebuie să păstrăm acest semn al uceniciei. Domnul să ne ajute. Să păstrăm acest semn, pentru că nu noi l-am rostit, ci Hristos l-a rostit. Un ucenic ce trebuie să facă? Un ucenic trebuie să aducă mult rod. Ioan 15 cu 8. Dacă aduceți mult rod, astfel veți fi ucenicii mei. Roadă. Să aducem roadă pentru Hristos. Nu doar în fapte bune, ci și în suflete câștigate pentru Hristos. Dragii mei, a câștiga suflete pentru Hristos nu este doar responsabilitatea predicatorilor. Este responsabilitatea fiecărui ucenic. Te-ai gândit la asta? Și vreau să te întreb. E o întrebare foarte grea, recunosc. O întrebare provocatoare. Ai adus măcar un suflet pentru Hristos de când ești credincios? Ai adus măcar pentru Domnul un suflet? Asta e marea noastră problemă. Lăsăm ca doar predicatorii, evangheliștii faimoși să aducă suflete pentru Hristos. Nu, biblic. Fiecare dintre noi trebuie să aducem suflete pentru Hristos, să fie subiect de rugăciune, să fie subiect de post pentru noi, dragii mei. Doamne, ajută-mă să aduc un suflet pentru Hristos. Un om neînsemnat s-a rugat așa. Doamne, ajută-mă să aduc un evreu pentru Tine. A fost rugăciunea lui, lume. Știți pe cine a adus? Pe Richard Vaubrand. Păi, dar el s-a rugat, ajută-mă să aduc un suflet pentru Tine. Și sufletul ăla a devenit mai cunoscut decât el. Nu știi, Dumnezeu, cum te va folosi. Asta este punctul nostru vulnerabil în zilele noastre. Nu ne mai rugăm, nu mai suntem interesați să aducem suflete pentru Hristos. Însă un ucenic aduce multă roadă. Dumnezeu vrea ca tu să fii ucenicul lui Iisus Hristos. În fapte
13:32. S-au dus în Iconia în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Păi în alt loc strică, au dat o mulțime de sfaturi ucenicilor. Ucenici plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Știi ce fel de ucenic vrea Domnul să fii? Plin de bucurie și Duhul Sfânt. Și atunci nu mai este loc de depresie. Nu, dacă ești plin de bucurie și de Duhul Sfânt. Tot mai mult depresie apare la credincioși. Și duce la fapte inimaginabile pentru noi. Noi trebuie să fim plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Dacă suntem plini de bucurie și Duhul Sfânt, să știți că depresia e marginalizată. Nu înseamnă că n-a fost, sau nu înseamnă că nu mai este într-un procent mic, dar e marginalizată, nu mai are putere. Domnul să ne ajute să fim ucenici, adevărați. Spunea un creștin libanez, arab, Khalil Gibran, învățătorul care umblă în umbra templului, printre ucenicii lui, nu dăruiește înțelepciunea sa, ci mai degrabă credința și iubirea sa. Știți că ni se spune faceți ucenici? Adică tu să fii ucenic și tu să faci ucenici. Faceți ucenici. Iisus după înviere spune asta, faceți ucenici. Deci, să recapitulăm. În al doilea rând, primul semn arată interesul lui Iisus pentru ucenici. Iisus ne vrea ucenici. Iisus este interesat de noi, Iisus se îngrijește de noi, Iisus arată slava sa pentru noi și ucenicii au crezut în El. Primul semn are de-a face cu credința ucenicilor, să creadă că Iisus este Mesia. În al treilea rând, ce ne arată primul semn? Primul semn arată importanța ascultării de Iisus. Fiți atenți ce spune în textul Scripturii, versetul 5. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Asta nu, nu, noi filtrul nostru decide ce facem, ce nu facem, nu. Orice vă va zice, orice îți zice Iisus trebuie să faci. Importanța ascultării de Iisus. Semnul acesta, fără ascultarea de Iisus, nu s-ar fi întâmplat minunea. Citim în versetul 7, le-a umplut până sus, Iisus a cerut. Dragii mei, ascultarea de Iisus nu este un lucru ușor. Noi trebuie să ne setăm viața pe ascultarea de Iisus. Această ascultare nu trebuie să fie ocazională, această ascultare trebuie să fie permanentă. Știți lucrul acesta? O ascultare permanentă. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Dacă acum ar vorbi Tatăl din cer, la fel ne-ar zice, de Iisus să ascultați. Unii vor, nu știu ce, prorocii, mesaje, amestecături. Ăsta e mesajul suprem, de Iisus să ascultați. Acum pun întrebarea, tu asculți de Iisus în orice ți-a zis Iisus? Asculți de în orice ți-a zis Iisus? Iisus a zis, dacă ascultăm 50%, rest ce vrem noi sau ce vrea lumea. Primul semn ne arată importanța ascultării de Iisus în orice ne zice El. Iisus, noi trebuie să ascultăm de El. Se pune întrebarea, Matei 8:27, ce fel de om este acesta de-l ascultă până și vânturile și marea? Îl ascultă vânturile și marea. Și dacă sunt vânturi în viața ta, El poate porunci vânturilor, stop. Dacă sunt vânturi în viața ta și furtuni în viața ta, El poate porunci furtunii să înceteze. Crezi lucrul acesta? Că de Iisus ascultă vânturile și marea. Nu doar tu trebuie să asculți de Iisus, natura ascultă de Iisus. Și merge mai departe cuvântul lui Dumnezeu, Marcul 1:27. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și El îl ascultă. Duhurile necurate ascultă de Iisus. Iisus este stăpân. Și peste lumea duhurilor necurate, stăpân peste natură. El, da, știți care e diferența? El vrea ca tu să asculți de bunăvoie. El vrea ca tu să asculți din iubire. Nu de frică. Că El putea atunci să facă, să se arate Iisus pe cer și să asculte toți de frică, nu? N-a vrut asta. Iisus ne-a creat oameni liberi care îl iubesc din toată inima, de bunăvoie. Nu pe baza fricii. Ai dictatură pe baza fricii, care dai psihoze, masă, frici, ca să asculte oamenii de tine.
Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 10:27, oile mele ascultă glasul meu. Ascultarea de Iisus, dacă faci parte din turma Domnului, tu trebuie să asculți glasul lui Iisus. Multe glasuri, sunt multe voci. În parcul central din New York mergeau un indian și un american, un indian nativ și un american. La un moment dat, indianul nativ se oprește. Ce stai? Cântă greierii. Fugi de ce greier să cânte? N-au niciun greier, zice. Aud cânte cu greierul, zice indianul. Ce bă, eu n-aud nimic. Sunt indianul, a luat câteva monede din buzunar și le-a aruncat pe caldarâm. S-au oprit mai mulți oameni la sunetul monedelor. Erau setați sau de zgomotul banilor, nu zgomotul greierilor. De indianul avea setat urechea și la urechea și la zgomotul greierului. Oile mele ascultă glasul. Noi trebuie să fim setați pe vocea lui Iisus. Că sunt multe voci care nu sunt ale lui Iisus. Zice, vor veni Hristoși mincinoși. Și Hristoși mincinoși au voce, dragii mei. Vor veni proroci mincinoși. Am fost la Roșia, mulți ani în urmă, când se intră în biserică, iese conducătorul de biserică, ce frate, avem mare necaz, ne-a năpădit doi brahamiști, ăștia tăgăduiesc botezul în numele Sfintei Treimi, fac botezul în numele lui Iisus, tăgăduiesc Sfânta Treime. Și care e problemă? V-au năpădit. Dar zice, o parte din biserică îi crede că au prorocii, zice, au prorocii brahamiști. Și nu știu ce să fac. Vedem ce va face Domnul, nu ne face. Au citit textul despre prorocii mincinoși. Mi-a venit rândul la cuvânt, a vorbit mai mulți. I-am zis clar. William Marion Braham este un proroc mincinos. Se ridică unul din cei doi. Nu e adevărat. Prină biserică. Am întins mâna spre el și am zis, stai jos, dracule. Ești un drac. Stai jos. O stat. La sfârșitul bisericii au început să împarte pliante și broșuri gratuit membrilor. Ai noștri, chiar dacă știau că sunt mincinoși, mai lau de la ei. Mi-am întins din nou mâna spre ei și am zis la unul, domnule Lup, am vorbit respectuos, domnule Lup, lasă turma Domnului în pace. Au plecat. Cât de ușor, de erau tuns scurt, și fiindcă erau tuns scurt și vorbeau, imitau prorociile penticostale, ăștia au crezut că sunt proroci, poporul, dar nu erau. Auzi, chiar dacă un om tuns scurt și vorbește, ascultă popule, popule, nu înseamnă că e de la Domnul. Te uiți și la învățătura lui, mă, neci Sfânta Treime, cum să fii de la Domnul? Neci botezul poruncit de Iisus, nu e Sfânta, cum să fii de la Domnul? Da, păi, fraților, tuns scurt. Da, păi, să fie tuns. E bine că e tuns scurt, dar problema e că nu e de la Domnul. Vezi, biserica a ascultat glasul care nu era al Domnului, vezi? Ușor, biserica a ascultat glasul care nu era al Domnului, era glas de minciună. Noi trebuie să ascultăm glasul lui Iisus. Să nu fim păcăliți prin aparențe. Fiți atenți, Iosua, omul lui Dumnezeu, a fost păcălit de găbauniți. N-a ascultat vocea Domnului, n-a întrebat pe Domnul. L-au păcălit, l-au înșelat. Dacă Iosua a fost înșelat, care era un mare om al Dumnezeu, noi suntem mai ușor de înșelat, dragii mei, noi mai suntem mai ușor de păcălit. Hristos spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Noi trebuie să fim foarte atenți. Secolul 21 e secolul înșelăciunii. Fake news, înșelăciuni, dezinformare. Doamne, ajută-ne să nu fim înșelați. Doamne, ajută-ne să auzim vocea Ta. Să auzim vocea Ta. Ascultarea de Iisus depinde să auzi vocea lui Iisus. Și spune în 2 Corinteni 10:5, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Contează gândurile noastre. Totul pleacă din gândire, dragii mei. În ascultarea de Iisus pleacă totul de gândire. Orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Ai un gând de răzbunare? Fă-l rob ascultării de Hristos. Și zice Hristos, răzbunarea nu e a ta, răzbunarea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament era răzbunare, nou nu mai este. În Noul Testament răzbunarea e a lui Dumnezeu. Orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Poate ai gânduri, poate un 25% din gânduri nu sunt roabe ascultării de Hristos. Roagă-te astăzi, Doamne, vreau ca toate gândurile mele să fie în ascultare de Hristos. Hristos, vei vedea că se va schimba comportamentul tău. Comportamentul nostru derivă de la gândurile noastre. Noi ne comportăm cum gândim. De aceea spune, orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Spunea un om al lui Dumnezeu,
Nu contează ce fel de ascultare împlinești, ci felul cum împlinești. Orice ascultare trebuie împlinită cu smerenie, răbdare și rugăciune. Traian Dorj consideră că e cel mai mare poet bihorean. Are următoarele versuri. Te-am iubit frumos, Iisuse, ți-am cântat și am plâns cu dor, ți-am dat inima întreagă, poate, dar eram dator, ți-am slujit cu neclintire și te-am ascultat pe plac. Ți-am muncit cu râvnă, poate, dar eram dator să o fac. Îmi place expresia asta la Traian Dorj, te-am ascultat pe plac, te-am ascultat pe plac. Noi trebuie să fim pe placul lui Iisus. Semnul, primul semn arată importanța ascultării de Iisus. Dacă n-ascultau de Iisus, nu se făcea minune. Nu au multe binecuvântări din viața noastră lipsesc fiindcă nu ascultăm de Iisus. Lipsesc! Suntem săraci în binecuvântări fiindcă n-ascultăm de Iisus. Să luăm aminte la primul semn, importanța ascultării de Iisus. Și să mergem al patrulea rând, al patrulea lucru pe care vedem că ni-l arată acest semn, este importanța mijlocirii pentru oameni. Și ce a zis mama lui Iisus? Să faceți orice vă va zice. Și mama lui Iisus s-a dus și a zis la Iisus situația. A mijlocit la Iisus. Pentru oameni. Nu știm dacă era rudenie mama lui Iisus cu mirii, nu știm asta. Dar faptul că a fost chemat înseamnă că erau apropiați, ori rudenii, ori prieteni. Dar a mijlocit pentru oameni. Iisus a acționat fiindcă a fost rugat. Dumnezeu așteaptă să mijlocim. De ce este importantă mijlocirea? Este iar o comoară uitată. În 1 Ioan 5 cu 16 se spune, dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. Fiți atenți, facem asta. Facem asta. Ne rugăm pentru oamenii pe care îi vedem că păcătesc. Se referă la frați, la surori. Îi va da viața. În primul rând se referă la ei, apoi la ceilalți. Fiți atenți. Tu te rogi pentru ei și scrie în Scriptură, Dumnezeu va da viața. Adică rugăciunea ta va avea efect. Sau aruncăm doar cu pietre și nu ne mai rugăm pentru păcătoși. Știi? Cuvântul acesta ar fi bine să-l citim, să-l recitim. 1 Ioan 5 cu 16, recitesc. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat, care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu va da viața. Dragii, ar trebui să revenim la împlinirea acestui text, să ne rugăm. Să lăsăm pietrele jos și să ne rugăm mai mult. Să postim mai mult. Eu cred în promisiunea aceasta, Dumnezeu îi va da viața. Credeți asta? Că Dumnezeu dă viața. Crezi că e importantă mijlocirea pentru oameni? Primul semn arată importanța mijlocirii pentru oameni. Fără Maria nu s-ar fi împlinit minunea. Nu s-ar fi împlinit. Maria a intervenit. Maria a dat dispoziție slugilor cum să facă. Noi trebuie să învățăm de la Maria. Când mijlocești pentru oameni, poți să vezi că Dumnezeu dă viață. Poți să vezi că coboară viața, se deschide poarta vieții. Dumnezeu dă viață. Dar faptul că noi nu mijlocim pentru oameni, mijlocim doar pentru noi. Doamne, ai milă de mine. Doamne, vindecă-mă pe mine. Doamne, fă-mi bine mie. Nu mijlocești. Doamne, iartă-l. Doamne, mântuiește-l. Doamne, atinge-te de el. Ai mijlocirea pentru alții. În 2 Petru 3 cu 9 se spune că Domnul dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Știți care e dorința Domnului? Toți oamenii să vină la pocăință. Păi ăla nu poate, e prea mare bețiv să vină la pocăință. Nu e adevărat. Au fost bețivi mai mari care vin la pocăință. Dumnezeu dorește ca toți să vină la pocăință. Și dacă ești aici și încă nu ești la pocăință, vreau să spun voia Domnului. Domnul dorește să vii la pocăință. Toți, mi-mi place cuvântul ăsta, toți să vină la pocăință. Domnul dorește dorința Lui, de ne-a dat liber arbitru. Tu poți să vii sau să nu vii, poți să împlinești dorința să nu împlinești. Ce măreț e Dumnezeu că nu ne obligă. Ne poate da, așa e, nu? Ne lovească în cap și toți la pocăință. Nu, aici nu este islamizare forțată. Islamul a mers prin sabie. Nu-i modelul biblic. Modelul biblic este de bună voie și nesilit de nimeni să-L urmezi pe Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu în
1 Timotei 2, 1 cu 4. Înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri pentru toți oamenii. Eu stau și mă gândesc la expresia asta, înainte de toate. Adică multe facem. Dar zice, pune acolo vârf de listă mijlocirea pentru toți oamenii. Pune acolo vârf de listă mijlocirea pentru toți oamenii. Am slăbit în mijlocirea pentru alți oameni. Am slăbit. Nu ne mai rugăm cu foc pentru alți, pentru mântuirea lor. Nici nu credem că pot fi mântuiți. Nu zicem că pot fi mântuiți ăștia care sunt mai cuminți, nu? Nu beau, nu fumează, ăștia au șanse de mântuire, nu? La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Dumnezeu poate să mântuiască pe cel mai rău. Dumnezeu poate să mântuiască pe cel mai ticălos. La Dumnezeu nu este imposibil mântuirea niciun om. Dar zice în 1 Timotei, înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlocirii pentru toți oamenii, dragii mei, facem noi asta? Ar trebui să avem, poate, liste de rugăciune cu oameni nemântuiți. Să ne rugăm sistematic pentru ei. Liste de rugăciune pentru ei. Că e biblic, zice, înainte de toate, înainte de toate, asta înseamnă că trebuie să fie prioritate, mijlocirea pentru toți oamenii trebuie să fie o prioritate. Învățăm de la Maria importanța mijlocirii pentru oameni și așa s-a făcut primul semn. Dragii mei, să nu credeți că există vreun om imposibil de mântuit la Domnul, dar Domnul răspunde la rugăciunile noastre. Eram la evangelizare, la Dej, la fratele Romii Mocanu. Era încheierea săptămânii de evangelizare, într-o duminică seara. Și în timpul predicii, oamenii trimiteau bilete la amvon. Mă numesc Ionescu, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc la Domnul. Și fratele Romii, la sfârșitul predicii, eu citi bilete. Eu ridicat în picioare. Uitați ce bilete am primit. La urmă, iau un bilet în mână și văd că fratele Romii e așa foarte afectat. Dar ce-o fi cu el? Și asta e rudenie cu mine. M-am rugat pentru el ani de zile și acum s-a hotărât pentru Domnul. Era nepocăit. Ani de zile fratele Romii s-a rugat pentru o rudenie nepocăită. Și atât de bucuros era în seara aceea că s-a întors la Domnul. Ani de zile. Te rogi ani de zile? Ani de zile pentru rudenie nepocăită? În primul rând ne rugăm pentru rudenile nepocăite, dragii mei. Apoi ne rugăm pentru prieteni, pentru colegi de muncă, pentru vecini. Extindem cercul. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut acest gest. Deci era o bucurie cum rar aveau păstorile evanghelizări. Mă, ce mi-a zis, mă, ani de zile mă rog pentru asta, mă. Dragii mei, ani de zile, dacă trebuie, roagă-te pentru rudenile nepocăite. Roagă-te pentru rudenile nemântuite, să vină la Domnul. Că în primul rând, datoria noastră să ne rugăm pentru cei din familie, pentru cei aproape. Și ne rugăm, chiar dacă nu vedem în timpul vieții, rugăciunile noastre rămân. Dumnezeu poate să se întoarcă după ce murim noi, dar trebuie să ne rugăm. Vreau să te întreb, știind că ăsta e punctul slab al nostru, nu mai mijlocim pentru alții. Și știind că ni se spune în Timotei, înainte de toate să faceți mijlociri pentru toți oamenii, să ne întoarcem la Scriptură. Să ne întoarcem la acest frânt. Să începem mijlocirile pentru oameni. Trei pentru rudenii nemântuite, colegi, prieteni. Pe nume! Rugăciune pe nume. Romii pe nume s-a rugat. Pe nume s-a rugat. Doamne, această rudenea mea ajută să se pocăiască. Ani de zile. Mi-a plăcut enorm de mult mărturisirea aceasta. Domnul ascultă. Dar unde sunt rugătorii? Domnul ascultă, unde sunt mijlocitorii? Mijlocitorii, tac. Doamne, deschide-le gura din nou. Să nu tacă. Iov 42 cu 10 citim că eu s-a rugat pentru prieteni. A mijlocit pentru prieteni, că prietenii au greșit. Și a zis Dumnezeu să mijlocească pentru ei. Roagă-te pentru prietenii imperfecți, mijlocește pentru ei. Dumnezeu să ierte greșelile lor, Dumnezeu să le dea gândire corectă. Vedeți, tot mijlocire și asta. Eu vi un alt model de mijlocire. Și o să recapitulăm în încheiere. Ce ne învață primul semn? M-am oprit doar la patru lucruri. Sunt și mai multe. Patru lucruri pe care ne arată primul semn. Semnele
spun ceva. Semnele de circulație, semnele de sănătate, nu? Spun. Dacă luăm aminte bine, semnele venirii Domnului, nu? Vedem în Matei 24, semnele venirii Domnului. Semnul arată ceva. Semnul are un mesaj. Un semn poate arăta mai multe lucruri. Primul lucru arătat de primul semn este legat de interesul Iisus pentru familie. Primul semn a fost legat de familie. Iisus iubește familia. Domnul să ne ajute să mergem după modelul apostolic în familie. Al doilea rând, primul semn arată interesul Iisus pentru ucenici. Să fim ucenici. Ucenicii lui Iisus. Care îl pun pe el prioritate și acceptă durerea pentru că suntem ucenicii lui. În al treilea rând, primul semn arată importanța ascultării de Iisus. Să ascultăm de Iisus, indiferent de preț. Și al patrulea rând, primul semn arată importanța mijlocirii pentru oameni, exemplul Mariei. Domnul să ne ajute că acest prim semn al lui Iisus făcut în Cana din Galileea, ca și semnele de circulație, să ne arate și să înțelegem mesajul.